Magdalena Paraschiv joacă la Cluj din 2006 și acum vrea să părăsească clubul. Cum veștile bune întârzie să apară și alte jucătoare și-au exprimat dorința de a pleca de la echipă. În plus, din cauza datoriilor din trecut, formația clujeană are interzis la transferuri. Ce mă îngrijorează foarte tare e situația dificilă în care ne aflăm în momentul de față și să nu avem surprize pentru debutul de campionat. Te referi la situația financiară sau la situația lotului? Pentru că e clar, voi transferul nu mai puteți face. Situația financiară care automat implică situația lotului. Fetele de la Universitatea nu și-au încasat drepturile bănești din contractele oferite de sponsor de 3 luni. Este foarte greu să continui într-un ritm atât de alert și cu aceste probleme care sunt de foarte mult timp și care, din păcate, să zic așa, nu ne lasă să ne facem treaba cam cum ne-am dorit. Deja mă aștept la orice. A Mariei are o singură dorință pentru 2016. Lumea se întoarcă un pic cu fața către sport și cu fața către handbalul feminin, pentru că orașul Cluj-Napoca chiar are nevoie de o echipă competitivă, o echipă care să dea în permanență jucătoare spre echipele naționale. Cu 4 victorii în 13 meciuri, Cluj ocupă locul 11 în campionat. Miercuri de la ora 18, universitarele primesc vizita vicecampioanelor de la HCM Baia Mare.